Duminică, un echipaj al Poliției de Frontier a observat în curtea unui imobil din Vicovu de Sus un microbuz Mercedes Sprinter înmatriculat în Marea Britanie, în care erau colete voluminoase. Proprietarul gospodăriei a declarat că nu știe cine a lăsat microbuzul pe proprietatea sa și l-a permis polițiștilor de frontieră să verifice mașina. În urma cercetărilor, în microbuz au fost descoperite 32.400 de pachete cu țigări fabricate în Ucraina. Țigările în valoare de 380.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar microbuzul în valoare de 20.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial Suceava al Poliției de Frontieră. Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru contrabandă și fac cercetări pentru identificarea persoanelor implicate.